Viața la bloc înseamnă mai puțin stres cu îngrijirea grădinii, dar implică multe restricții care vin la pachet cu amenzi uriașe dacă sunt încălcate. Lucrările de renovare într-un apartament produc molozi, cantități de praf și alte deșeuri de construcții care trebuie aruncate. Regulile conviețuirii la bloc impun proprietarilor să nu le ducă la ghenă, alături de resturile menajere. Există locuri speciale de depozitare pentru materialele rezultate din reparații. Fiecare proprietar de apartament poate să-l renoveze atunci când consideră că este necesar. Viața la bloc presupune însă o serie de reguli obligatorii pentru cei care execută astfel de lucrări. Dacă este vorba despre intervenții de amploare mai mare, care necesită remodelarea spațiului de locuit, este nevoie de autorizație de la primărie. Proprietarul trebuie să respecte programul de liniște, așa cum spune regulamentul intern. De asemenea, el nu are voie să facă intervenții care pot afecta structura de rezistență a blocului sau care i-ar afecta pe ceilalți proprietari de apartamente. O altă regulă foarte importantă ce trebuie respectată de cei ce își renovează locuințele este legată de depozitarea deșeurilor. În acest sens, viața la bloc presupune respectarea unor reglementări foarte clare, conform legii. Cei care nu se conformează riscă amenzi destul de mari. Conform legii, amenziile pentru cei care lasă deșeuri în locuri nepermise pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge la 1.500 de lei pentru persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, se mai adaugă 1.000 de lei, pornind de la 2.000 de lei la 2.500 de lei. Viața la bloc presupune respectarea regulilor cu privire la deșeurile rezultate din renovare. În caz contrar, sancțiunile sunt acordate de Garda de Mediu sau de Poliția Locală. Ordonanța de urgență numărul 92/2021 privind regimul deșeurilor stabilește sancțiuni foarte drastice pentru cei care abandonează deșeurile în alte spații decât cele amenajate. Este sancționată și incendierea acestora. În astfel de cazuri, amenziile sunt cuprinse între 30.000 de lei și 45.000 de lei pentru persoane fizice. Sumele cresc de la 50.000 de lei la 70.000 de lei pentru persoanele juridice, relatează RomaniaTV.ro.